Adriana Bahmuțianu a vrut să-și ia copiii și să plece în America de Crăciun și să rămână definitiv pe tărâmul făgăduinței. Planul ei a înflorit în vară și a fost ajutată de George Restivan, partenerul ei de viață care este stabilit în state. Mai întâi George ar fi făcut un ușor marcaj la prigoană, încercând să-l convingă să-i lase pe cei mici în America, doar pentru o vacanță scurtă. Afaceristul, căruia cică era teamă de Restivan, nu a vrut nici în ruptul capului. Apoi, Restivan a încercat să-l convingă să-i lase pe băieți de Crăciun, cerându-i lui prigoană să-și dea acordul și să semneze pentru ei. Doar că afaceristul nu a vrut nici de data aceasta. S-ar fi prins că este ceva în neregulă și nu a dat curs niciunei solicitări în privința copiilor, venite de la fosta lui soție. Bahmu și George Restivan au vorbit cu avocați din state să rezolve situația copiilor, odată ce ajungeau acolo. Adriana Bahmuțianu și George Restivan plănuiseră să se căsătorească legal, apoi să ceară prin ordonanță prezidențială domiciliul copiilor la Adriana. Doar că planul, ingenios, e drept, a fost sortit eșecului. Bună pentru toți cei care mă urmăriți și care vă întrebați ce s-a mai întâmplat în cazul copiilor mei. Nu vă spun decât atât, sunt șocată, uimită, cum vreți voi, halucinată de ceea ce se întâmplă. Este ceva care depășește mult orice închipuire. Să vă dau un singur exemplu. Astăzi am avut termen la instanță și trebuia să ne judecăm. Nu ne-am judecat, pentru că ce să vezi? Primăria Sector 3 nu a trimis ancheta socială din locuința unde stau acum minorii mei împreună cu frații mai mari. Deci oamenii ăștia au fost de 100.000 de ori în casa lui prigoană Silviu, cel care a murit, tatăl copiilor. Dar n-au apucat să facă 3 rânduri ancheta socială și n-au trimis-o la instanța de judecată. Ca să înțelegeți, este necesar în orice caz. Cu minorii ca primăria de sector sau primăria a cărei competență este să trimită o anchetă socială, autoritatea tutelară. Ei bine, în cazul meu n-au trimis. Drept urmare, în loc să ne judecăm astăzi, luni, ne vom judeca probabil vineri. Eu vreau să vă întreb doar atât. Ce ați face voi în locul meu dacă ați fi în această situație și a trebuit să vă judecați pentru binele copiilor voștri și ați constatat că, de fapt, autoritățile statului sunt cele care nu vă ajută? Da, pe mine nu mă ajută autoritățile statului. Primarul, autoritatea tutelară, Gasepecul, trebuiau să fie lângă mine, să mă ajute. La fel, Gasepecul n-a trimis toate rapoartele cerute de judecător. Judecătorul nu poate să judece, de exemplu, fără raportul psihologic de la Gasepec. Care ce să vezi, Gasepec s-a scărpinat și n-a trimis raport. Eu vreau să-l întreb pe domnul primar Robert Negoiță dacă ar fi copilul lui, în locul copilului meu, să acceseze niște site-uri despre suicid și primăria din localitatea unde stă copilul nu i-ar trimite ancheta socială. Ce-ați face, domnule primar? Ce-ați face? Ați intra peste ei cu buldozerul? Ați suna? Ați face petiții? Ați reclama statul corupt? Eu ce pot să fac în situația asta? Vreau să vă întreb pe voi, cei care mă urmăriți pe toate rețelele sociale. Nici n-am mai postat, pentru că nu mai pot. Deci vă rog frumos să mă credeți că nu mai pot. Dumneavoastră ce ați face în cazul ăsta? Da, bun, știu, pot să dau autoritatea în judecată, dar e o procedură care durează vreo 2 ani, pe alea de la DGSPC la fel. Și asta durează 2 ani. Domnule, eu vreau să-mi iau copiii înapoi. Și m-am gândit mult. Nu știu ce o să fac după ce iau înapoi. Dacă mai rămân aici sau nu. Pentru că ce se întâmplă în țara asta depășește orice închipuire și bun simț. Bun simț. Asta nu avem. Bun simț. Nu mai zic de corupție.
Corupție este peste tot. Și iată, în cazul meu acum, se vede cât de mare este caracatița acestei corupții. Să țineți minte, o să mai vorbesc despre cazul ăsta. Mie nu mi-e frică nici de politicieni, nici de primari, nici de nimeni. N-aveți, mă, ce să-mi faceți, bă, nenorociților. N-aveți ce să-mi faceți. N-aveți ce să-mi faceți. O să vă demasc pe toți. Pe toți, începând de la cel mai mic până la cel mai mare. O să mă țin de capul vostru. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.